Salutare tuturor, aici Unciu aici, bine v-am găsit la primul Q&A de pe acest canal. În acest Q&A am să discut despre mine. Cine sunt eu mai exact, ce îmi place mie să fac și de ce. Iar pe fundal aveți acum un gameplay de Modern Warfare 3. Survival, ce am jucat eu cu un prieten de-al meu, Twist Fan, a fost fain. Și mai țineți minte voi, băieți, când v-am întrebat în acel videoclip Parcours School să, mă rog, când v-am cerut să-mi puneți tot felul de întrebări legate de mine? Ei bine, a venit timpul să le dăm citire! Bun, și hai să vă zic cum am să practic acest Q&A. Am să citesc întrebarea, dar nu și numele celui ce a pus întrebarea. În timp ce eu am să citesc întrebarea, o să apară o imagine cu postarea originală a persoanei care a pus întrebarea. Întrebările care au mai fost puse odată nu le voi mai lua în considerare, dar dacă o întrebare pe care, să zicem, altcineva a pus-o nu se încadrează, nu apare în setul de întrebări al altuia, am să citesc doar întrebarea care n-a mai fost citită. Ok, am să încerc să citesc cât mai repede și cât mai fluent ca să nu dureze prea mult. Și hai să-i dăm drumul. Prima întrebare. Faci facecam? De ce postezi așa rar MC? Unde trăiești? Care este numele tău de familie? Acesta e un set de întrebări. Prima întrebare, de ce nu fac facecam? Sau mă rog, fac facecam? Nu fac facecam, deocamdată strâng bani pentru niște piese noi pentru PC-ul meu. E vorba de un procesor mai bun, o placă de bază mai bună și niște RAM. Pentru că am decis ca să-l upgradez complet, să nu mai dau bani pe altul nou. Și când o să am bani, am să cumpăr și o cameră, dar eu aș vrea să fac facecam undeva la 10.000 de abonați. Ok, de ce postezi așa rar MC? Sincer să fiu, m-am cam plictisit de Minecraft și să fac Minecraft în fiecare zi nu e punctul meu forte. Aș vrea totuși să fac și niște mod showcase-uri, niște moduri care probabil n-au auzit nimeni, dar sunt foarte faine, dar na. Încerc să mai diversific și eu conținutul, să nu fac numai Minecraft, 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 adică serios. Unde trăiești? Păi, traiul meu e la Zimnicea, în județul Teleorman, dar în vacanțe mai merg pe la București, Brașov, etc. Care este numele tău de familie? Nu, numele ăsta o să rămână secret. Ok. Cineva zice, mă rog, asta nu e o întrebare, dar m-am gândit să iau și chestia asta în considerare. Aveați mai mult succes ca ProCrafters? Aveam și nu aveam mai mult succes, pentru că Alex devenise foarte inactiv și parteneriatul era și slab, pur și simplu nu puteam să ne încadrăm ca timp. Ai renunța în prezent la skin-ul tău să-l schimbi? Deocamdată îmi place skin-ul pe care l-am, nu vreau să-l schimb. E ok. Câți ani ai? Cum te cheamă? Succes! Mulțumesc pentru succes. Eu am 17 ani, aproape. Fac acum pe 18 septembrie. Cum mă cheamă? Pe mine mă cheamă Cătălin Daniel. Ok, următoarea întrebare. Ai renunțat la YouTube pentru 1000 de euro? De ce nu faci facecam? Întrebarea am răspuns-o mai devreme. De ce unii YouTuberi își ascund identitatea, printre care și tu? De când faci YouTube? Nu aș renunța la YouTube pentru 1000 de euro. De ce unii YouTuberi își ascund identitatea? Habar nu am. Eu pur și simplu vreau să fie un element surpriză pentru când fac 10.000 de abonați. De când fac YouTube, pe canalul acesta de 4 luni, și dacă ar fi să luăm și canalul celălalt, ProCrafters, cred că am un an întreg.
cred că am un an întreg. Oh, și mai e. Ai lucrat din nou cu iWinner pentru fani? Câți bani faci din YouTube? Cum te cheamă? Cătălin cumva? Da, așa e. Câți ani ai? Am mai răspuns. Unde stau? Am mai răspuns. Ce calități ai și ce defecte ai? Pot să numesc o calitate că de fiecare dată îmi pasă de alții. Mereu îmi pasă de alții. Ce defecte am? Nu știu, va trebui voi să le aflați. Am o grămadă de defecte și am și calități. Bun. Câți bani faci din YouTube? Nu prea am voie să zic chestia asta în mod normal, dar să zicem luna care vine, în septembrie, fac 26 de dolari, asta însemnând 20 de euro. Și să nu mă credeți că am numai bani, am și eu costurile mele, înțelegeți-mă. Ai lucrat din nou cu iWinner pentru fani? Da, dacă el ar fi și mai activ și chestii de astea, da. Da, aș face. Următoarea întrebare. Care este jocul tău preferat? De ce te-ai apucat de YouTube? Jocul meu preferat. Păi am mai multe jocuri preferate, nu numai unul. Îmi place, de exemplu, Villagers and Heroes, pentru că mă joc a spartul de zile încoace. Îmi place Unturned, dar nu prea mă mai joc Unturned și Robocraft și mai am. Și CSGO. Și CSGO. Nu mă mai joc Unturned că nu prea mai am cu cine. Bun. Ce te-a determinat să te apuci de YouTube? Câștigi vreun ban din YouTube? Ce m-a determinat de YouTube? Nimic. Nu am vrut niciodată să am, să zicem, 10.000 de fani. Nu am vrut niciodată să am cine știe ce, pur și simplu am vrut. Dacă câștig vreun ban din YouTube, da, câștig. Așa. De unde ești? Ce te-a făcut să te apuci de gaming? Tu vorbești cu Skype pe Skype? Te rog, răspunde. Eu de fel sunt din București, sunt născut și crescut în București, dar cum au apărut probleme de-a lungul anilor, am fost nevoit să mă mut tocmai până în Sevnicia. Ce m-a făcut să mă apuc de gaming? Am spus, tu vorbești cu Skype pe Skype. Dacă are timp și am timp, vorbesc cu el, dacă nu. Ai renunțat la YouTube? Deocamdată, nu. De ce aș face? Nu. Așa. Ce mâncare îți place cel mai mult? Friptura. Punct. Așa. Să vedem următoarea întrebare. Care sunt componentele PC-ului tău? O întrebare foarte bună. Păi, hai să începem cu sursa. Sursa este o sursă Sirtec High Power din bronz, de 400 de W alimentare. Placă video Nvidia, pardon, GeForce GT630, procesor AMD Phenom 2. Nu știu dacă scrii chestia asta, dar nu pasă. 4 GB de RAM și o placă de bază. Abar n-am ce placă de bază e. Ai prietenă? Da. Și nu spun nume, nu dau niciun nume. Orice titan poate ajunge în Titan Watch. Dacă face 10.000 de abonați și dacă și ceilalți cronicari, cum îi numește Demsky, sunt de acord ca acel titan să intre în Titan Watch, atunci el intră. În ce clasă ești? Eu sunt în clasa a 11-a. Acum trec. Crezi că vei fi un YouTuber faimos în viitor? Dacă o țin tot așa, logic o să ajung și o să am acolo, să zicem, 20.000 de abonați. Așa. Așa. Cum te cheamă în realitate? Am spus, de la ce vine Ciuncio? Cum te-ai apucat de YouTube? Asculți dubstep? De la ce vine Ciuncio? Deci, când aveam 10 sau 11 ani, pe atunci nu exista CSGO, nu exista calculatorul pe care l-am acum. Când aveam 11 ani, mă jucam... Era un joc Rakion și Cabal. Mă jucam numai jocurile astea două. Într-una, frate, într-una. 11 sau 10 ani, acum nu mai știu.
Mi-am pus eu pur și simplu, nu știam ce nume să îmi pun. De obicei îmi puneam tot felul de nume, Al Capone, tot felul de nume de-astea tâmpite, frate, tâmpite. Adică pentru un copil de 10 ani e un nume ciudat, frate. Mi-a venit mie într-o zi să-mi pun Ciuncio. Zic, bă, ce fain ar fi numele ăsta. Nu înseamnă nimic, nu vine din nicio limbă și fix pe ăsta mi l-am ales, frate. Și de atunci tot pe ăsta îl folosesc. Bine, a suferit o modificare și am adăugat un i, dar asta e altă treabă. Ești la facultate? Nu, nu încă. Oh, stai că n-am terminat întrebarea. Cum am apucat de YouTube? Pur și simplu am decis să mă apuc eu cu iMwinning, pe atunci nu-l chema iWinner. Am zis, bă, hai să, dacă tot tu ești YouTuber și eu nu sunt, hai să facem împreună, că poate o avea succes. Și aparent chiar am avut. Ascult dubstep? Da, dar în funcție de starea mea. Eu ascult muzică în funcție de stare. Și acum, ești la facultate? Nu. Ok. Așa. Care este jocul tău preferat? De ce nu folosești straupul la concursul de construit? Îți vei mai deschide server? Faci promovări? Dacă da, cât costă? Promovarea costă 2 euro și este o promovare rapidă la începutul unui videoclip. Dacă vrei o promovare mai aprofundată, 5 euro se trimite via PayPal, adică prin PayPal, nu accept Paysafe sau alte porcării. 5 euro și îți fac o promovare într-un videoclip special. Bun, îți vei mai deschide server? Nu, nu-l voi mai deschide curând pentru că am avut pierderi destul de mari, adică am dat de la mine din buzunar ca să păstrez serverul și aparent nimeni nu a donat, deci nu prea văd să se mai merite. De ce nu folosești straupuri la concursul de construit? Pentru fucking un singur motiv, că vreau comentarii, pentru că voi într-un videoclip voi nu lăsați comentarii, frații mei. Nu lăsați niciun comentariu. Lăsați like, ok, apreciez că lăsați like, dar aș aprecia și mai mult să lăsați un comentariu, for fuck's sake. Bun. Care este jocul tău preferat? Am mai spus. Am mai multe nume. Ok. Cât o să mai faci gaming? Nu știu, doar soarta decide. Te-ai apucat de alte serii? Dacă da, o serie cu abonații? Băi, deci de la mine, dacă abonații n-ar mai fi atât de handicapați, serios, unii oameni sunt chiar handicapați, nu pot să-i numesc altfel. Adică, frate, pur și simplu nesimțiți, nu mai am altceva ce să mai spun, pur și simplu nesimțiți. Și aș vrea, în altă ordine de idei, să și spun că pe Skype, într-adevăr, Skype-ul meu este acela cu cei mai mulți oameni pe Skype. Mă mândresc că am avut 1200 de oameni și mă mândresc de asemenea cu lucrul că am blocat, am dat block și remove la 350. Acum mai am 850 sau 900, cam așa. Deci, de asta nu fac serii cu abonații, pentru că abonații, nema. Din partea mea aș face la serii, dar nu, nu se poate, pur și simplu nu se poate. Așa. De unde ești? Am mai răspuns. Câți ani am mai răspuns? O poză cu mine? How about no? Deci nu. Îți place fotbalul? Da, îmi place. Ok. Jun, când l-ai cunoscut pe iWinner? Dacă o să ai 80.000 de abonați, cum ai reacționa? Când te-ai apucat de gaming? Ce joc îți place mult? Minecraft sau Unturned? Când mai faci Maps from Subs? Faci o serie de Portal 2? Când l-am cunoscut pe iWinner, eu l-am cunoscut, am mai spus, dar am să și completez aici cu câteva idei în plus. Înainte să înceapă ProCrafters, acum un an, cred că, și atunci nu-l chema iWinner, țin să menționez că-l chema iMwinning. Când o să am 80.000 de abonați, cum o să reacționez? O să fiu în extaz, efectiv, o să fiu în extaz. Când te-ai apucat de gaming, am mai spus, acum un an, ce joc îți place mai mult, Minecraft sau Unturned? Minecraft, tot Minecraft e pe primul loc, dintre astea două. Când mai faci Maps from Subs?
Mass from subs am să fac în funcție de câte hărți îmi trimiteți voi. Dacă mai sunt oameni care știu să trimită un e-mail și știu să facă o hartă, atunci eu o să fiu prea fericit și am să fac un alt episod din Mass from subs cu harta respectivă. Dar când eu am numai 2-3 hărți, nu am cu ce. Faci o serie de Portal 2? Ar fi o chestie, dar să vedem cum ar vrea și abonații. Așa, altă întrebare și din nou citesc o singură întrebare, o să vin Timișoara? Nu. Da, intenționez peste, știu eu, câteva luni, poate ani? Da. Ce părere ai despre promovări? E corect? Probabil a vrut să zic că e corect. Promovarea e un mod indirect de a ajuta pe cineva să-și dezvolte canalul. Dar e un lucru foarte important la promovare, acela că dacă ție îți promovează cineva canalul și tu ai 10 abonați și nu știi să faci YouTube, atunci oamenii care vor da subscribe, vor da subscribe numai pentru că a zis persoana respectivă și nu se vor uita la tine, adică nu o să-ți dea nici like, nici nimic. La sezonul, la concursul de construit, sezonul 3, de ce nu faci straupul? Am mai răspuns. Cum arăți în realitate? Bă, eu zic ca un om și ca un băiat, nu știu. Ai cumpăra o promovare? Dacă aș avea ceva bani, da. Așa. Ce faci în timpul când nu faci video? În timp ce nu filmez, mă joc Villagers and Heroes, CSGO, Unturned. Și când mă mai plictisesc uneori, când chiar nu am ce face, mă mai joc și Garry's Mod. Gen, construiesc chestii și bat alte chestii. Ce note ai la școală? Nu am nici note de 10 pe linie, dar nici note de 4 pe linie. Să zicem că sunt undeva la mediu spre mult, spre sus. Îți place să faci YouTube? Peste câțiva ani vei mai face YouTube? Ce părere ai despre CSGO? Vei face o pagină de Facebook? Cum te cheamă în realitate? Din ce oraș ești? Cum te cheamă în realitate? Cătălin Daniel. Numele de familie nu am să spun niciodată. Îți place să faci YouTube? Da, îmi place să fac YouTube. Peste câțiva ani vei mai face YouTube? Cred că da, cred. Ce părere ai despre CSGO? E un joc fain. Pur și simplu fain. Eu îl joc numai pentru grafici. Vei face o pagină de Facebook? Da, am să fac o pagină de Facebook pentru fani și pentru chestii de astea. Cum te cheamă în realitate? Am spus, din ce oraș ești, de fel de în București. Îți place jocurile horror? Vei face Outlast sau alte jocuri horror? Dacă voi vreți, dacă voi susțineți seriile, da, am să fac. Și, dragii mei, aici se încheie cu acest Q&A. Sper că ați aflat destule informații despre mine. Și sper că v-am satisfăcut plăcerea de cine sunt eu și ce fac eu. Dacă da, dacă v-a plăcut acest Q&A, nu uitați să apăsați pe butonul de like, sincer, chiar mă motivează. Și subscribe în caz că n-ați făcut-o și probabil sunteți pentru prima dată pe acest Q&A. Și vă urez tuturor bun venit pe canalul meu, celor care sunt noi. Și până data viitoare, le mai urez tuturor și multă baftă! Pa!